Ok, bună, Cristina. Mă auzi? Da. Bună și solicitantei noastre. Bună la toată lumea. Da. Eu deja auzeam niște chestii de da, de-aia nu răspundeai? Da, da, da. Lucrăm în această sesiune pentru fiul doamnei, da. Alexandru, 24 de ani. Ne-a trimis câteva puncte. Le citesc acum. Alexandru. 1. Curățare standard. 2. Anularea tuturor ritualurilor religioase pe care le-am făcut, botez, inițieri. 3. Cauze ezoterice pentru care din copilărie vedeam entități urâte și plângeam. Eram sociopat, simțeam că nu aparțin acestei lumi, doream să fug de acasă, tendințe de suicid. 4. Cauze ezoterice pentru care simt că mă autodistrug prin băuturi spiritoase, fumat, prin a-mi provoca dureri fizice și anularea lor. Adică dorește anularea lor. Da, trebuie să precizăm că nu e vorba numai de țigări simple. Nu, și nici de, adică, de mai multe lucruri. Fumat, nu fumat da. Numai țigări. Deci, da. Dacă asta ai spus tu înainte și alte lucruri. Da, se automutila cum ar veni niște forme mai ușoare, da? Da. Dacă am avut legătură karmatică cu Andreea și anularea ei, prietena lui, da? Fosta. Da. Dacă am legături karmatice cu părinții și anularea lor. 7. Canalul de abundență benefică. 8. Învățarea părții subliminale să-și facă singură protecție. Am avut punctul ăsta și data trecută da, pus da. La frate și la mamă, deci am învățăm explicat mie cu... Da, învăț. Da, da, da. 9. Transmiterea tuturor informațiilor din sesiuni persoanelor pe care le-am cunoscut și rudelor. 10. Curățarea garsonierei în care locuiesc cu chirie. Aveți acordul de publicare. Astea sunt punctele. Da. Încep inducția. Da, de la 10, te rog. Da, m-am gândit. Ok. 10. No. Opt. Șapte. Șase. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți partea subliminală a lui Alexandru. 1. Toi. 3. Partea subliminală a lui Alexandru este divizată în 3 aspecte. Discutăm cu aspectul de 40% care este în corpul fizic, adică în legătură strânsă cu corpul fizic, pentru că legătura nu este ruptă dintre ele, bineînțeles. Altfel am avea de-a face cu un compozit, da? Pe lângă partea subliminală a lui Alexandru, în acest corp mai funcționează două entități. Deci care sunt acolo în corp cu el, da? Pe care beata partea subliminală, că altfel nu pot să spun, se luptă să le elimine. O ating, o identific. Încerc voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Spune în sfârșit neaștepta. Spune că este foarte greu, se simte sufocat, se simte sugrumat de aceste două entități. S-a luptat de răsputeri și singurul
lucru pe care l-a făcut a fost să facă un fel de contract, să dau un 20% din el, din ea, înțelegi? Și un aspect mare, spune, care este în altă parte, în sălașul acelor entități, spune. Asta n-a fost o soluție, pentru că îl chinuie și mai tare, fiind mai slăbită, da? Simte tot ceea ce fac entitățile acolo, în sălașul lor, acelui 20%, și nu s-a rezolvat nimic, l-au mințit. Spune că primul lucru pe care vrea să-l facă este să-l ajutăm să anuleze acel contract, să-și recapete acel 20%. Cealaltă parte se află țintuită lângă un mormânt regal. Este în Landul Bavaria, așa, și aparține unui rege care în acea viață s-a chemat Sigmund II. Spune că numele lui astral este Ebenius. Nu-și mai aduce aminte cu exactitate, are numai flash-uri de ce a venit pe Terra. Spune că a avut un rol, dar iarăși a fost păcălit și legat de acel corp. Asta este tot ce își aduce aminte deocamdată, spune. Cristina, păi, să comande celor două entități să iasă afară și să așeze în fața lui. Spune, de sute de ore am comandat și nu m-au ascultat. Au râs de mine, au râs isteric și m-au urmărit, spune. Ia, hai să ne uităm un pic în corpul energetic, în sensul, în corpul emoțional, să vedem ce sentimente de joasă frecvență persistă acolo și să curățăm un pic. Deci corpul lui emoțional pur și simplu este blocat, înghețat, da? Este ca și cum emoțiile benefice ale Universului nu ar mai găsit cale să se reverse în el, știi? Se mai topească din acele sentimente și din acele dureri acumulate, da? Spune că a fost și acțiunea lui, știi, ca să nu mai primească acea durere de la celelalte două părți. Și pur și simplu s-a blocat și el în fața, el ca parte subliminală, că are aspectul din viața asta fizică, deci, și spune că și pentru a nu mai simți, știi? Pentru a putea fi, cum să spun, destul de dură pe poziție, știi, partea subliminală să poată lupta cu aceste două entități. Spune, este a șasea oară, este a șasea viață consecutiv când am de-a face cu această formă de interferare, spune. Simt că dacă nu reușesc să mă unesc, spune, să-mi curăț acel aspect din sălașul entităților, că mă voi pierde. Ca să-și curețe acel aspect, să reușim, că asta o să facem, da? Trebuie întâi să curățăm un pic corpul emoțional, ca ea, ca parte subliminală, să fie mai puternică, da? Să putem face asta. Da, îi spun să-și facă un înveliș temporar din cea mai înaltă energie pe care o poate produce în momentul de față, da? Să se cupleze cu cea mai frumoasă amintire din orice viață, din existența ei ca parte subliminală, și cu acea amintire să se învelească din cap până în picioare, da? A făcut acest lucru, bun. Acum o să o rog pe partea subliminală să dezlege, să desfacă din structura corpului emoțional ceea ce este autostructură. Deci să topească, pentru că acum are o altă formă de protecție. De asta l-a rugat să-și facă, Ca să aibă încredere. da, ca să se simtă protejată. Topește. Sunt două structuri puse una peste alta. Bineînțeles că energia cu care a lucrat este infestată, știi, de o materie neagră. Și este peticită, știi, de
diverse culori, este amestecat și cum ar fi un tablou model, să spunem, știi, în care pictorul nu exact un peisaj, ci un cumul de culori amestecate, care are alb, auriu, negru și gri. Și derivatele lor de acolo, în locurile unde se amestecă. Și îi spun să adune toată această energie de unde o găsește, să conștientizeze că nu-i aparține, așa, și prin intenție să împingă aceste pete, da, de energie, de vibrație joasă. Mă întreabă dacă pe cele care sunt oarecum albe și aurii să le păstreze. Și i-am spus, bineînțeles, că o să le păstrez dacă tu citești că aceste pete sunt din energia ta oarecum curată. I-am spus că da. Deci parcă dezlipește niște coji. Dezlipește niște coji. Dedesubt este un gen de lumină neonică, electrică, parcă supurează această lumină în afară, înțelegi? Deci parcă ar fi entități bioelectrice acolo. Așa îmi face impresia. În confirmă spune că sunt un fel de viermi ai entităților, spun, deci de viermi energetici, da? Sunt puși în puncte de control și zic prin intenție din nou, pentru că am încredere că poți, așa, dă totul afară. Face lucrul ăsta, deci corpul mental începe să se limpezească de aici, din creștetul capului, de unde se începe fruntea, începe să coboare o lumină care îl face transparent, dar când ajunge aici, în dreptul inimii energetice, urcă o energie grena, electric, bordo, știi? Se luptă cu energia lui și au loc ca scântei, cum sunt fulgerele, știi? Deci este ca și cum două energii se luptă în acest corp energetic. Energia entităților, mai văd prin partea din spate o energie de culoare albastru electric. Asta este energie demoniacă de cel mai înalt grad. Deci numai capetele demoniace. Deci nu are nicio legătură cu albastrul cerului senin frumos care este lumina sufletului. Nicio legătură, este un albastru întunecat pe care îl percepi greu, cu o semnătură energetică grea și încărcat de materie negativă. Este ca și cum s-ar încerca ca materia negativă să înlocuiască încet, încet ceea ce este pozitiv în acest corp. Se luptă totuși, a reușit să împingă acea energie roșie până la mijloc, dar în partea din spate acea energie albastru rămarin, știi, a început să urce. Cristina, putem să-l ajutăm noi să-i dăm puțină energie? Nu? Nu. Trebuie Nu să te poți. învețe singur? Și trebuie să învețe singur și nu ne, deocamdată nu ne băgăm, pentru că aici este vorba de contracte. Nu că aș avea frici, că știi că la mine nu există fricile. Bun. El trebuie să se sforțeze să împingă toate energiile afară. Să simtă și să memoreze acest efort și să vadă unde îl duc contractele făcute fără să înțelegi toate subpunctele, ca pe viitor să nu mai fie victima acestui gen de înșelăciuni. Să știi că deja s-a format ca un costum care se rulează, care fusese mulat pe corpul lui energetic, în partea din față este roșiatic ca sângele și se scurge și atârnă acei viermi eterici. Înțelegi? Iar în partea din spate, până jos la gleznea a căzut, îi spun să scoată picioarele cu atenție, stimulându-și mâinile energetice pe fiecare picior ca să împingă asta afară, acest nord, cumul de energie,
A făcut-o, a scos piciorul stâng, acum o scoate și pe cel drept. Îi spun să creeze fuga, fuguța, știi? Un disc de energie înaltă și să urce pe el. Ca să nu mai... Pentru că acea energie este mișcătoare și avea tendința de a veni iar, știi? Să pună o frână, o barieră între el și acea energie și acum, cu toată puterea care o găsește în interiorul lui, să comande acestor energii să-și ia forma adevărată, da? Așa. Deci se înalță ca și cum ar fi o lavă vulcanică care fierbe, dar sunt culorile amestecate. La un moment dat, când sunt de statul unui om, se separă în două entități. Da, este un demon, cel albastru. Încerc să-i citesc numele, în fine, las că-l citesc după aceea și este o entitate dracu. Roșu, energia Brena Bordeaux, este a lui. Sunt foarte mânioși. Asta, dracu are un cap ca de vițel. Celălalt are o înfățișare ca de craniu, la care mai există încă dinții, știi? Parcă are incisiv ca de vampir. Și are o mustață subțire, trăsături chineze și barba aici. Știi, o barbă. Ca și cum ar fi un bătrân chinez descarnat. Așa arată demoniacul ăsta. Și să știi că în demoniac este o esență, un compozit de partea subliminală a unui chinez. Deci, practic, sunt trei. Nu numai doi care interferează. Așa. Bun, acum o să-i spunem părții subliminale, dacă ea își dorește atât de mult să unească cu partea ei, să întrebe aceste entități, ia să le alinieze frumos, ca la școală, în bănci, ia să facem și bănci. În bănci și ridică mâna când vor să... Când sunt întrebați, Tati, răspund. da, zboară una prin alta, intră una în corpul celelalte. Păi Deci cum? își fac de cap, ia să le blocheze. Vor să ne amețească. Sunt înțepenite până la sub braț amândouă. Bine, nu pot mișca nici mâinile decât dacă și gura, dacă sunt întrebate și dacă vor încerca să arunce cu energie, deci să scuipe foc sau energie. Așa se vor alege cu o piramidă energetică. Când a auzit de piramidă energetică, așa a făcut demoniacul, deci s-a ferit, a zis nu. Nu știu, am citit, am auzit informația asta, că se teme de așa ceva și imediat i-am comunicat părții subliminale să facă lucrul ăsta, să spună așa ceva. Acum nu pot să știu de unde am auzit-o, în orice caz e de binevoit. Nu pot să... Ebenius ne-a spus. Spirit. Ebenius. Da, spiritul lui divin ne-a spus, da? Fie de spiritul lui divin, deci lucrează din afară. Are și spiritul fărâmiță lipsă atașată de Sigmund al doilea. Deși din spirit, Da. din partea eterică, este o Da, fărâmiță. deci, da, păi, Ebenius, din câte aud, că e așa bună comunicarea între noi, că etericul cu subliminalul, da, au alte frecvențe și spune că nu își putea părăsi acea parte complet singură, știi, și apoi acolo unde este sufletul, este și spiritul, atâta timp cât tu ești suflet, da? Oricât ar fi, deci se duce și parcă ar sta să protejeze acolo, știi? Așa cum el și l-ar fi trimis. Deci, dintre tot ceea cu care conlucrăm,
este conștientă și partea asta de 40%, da? Deci are un grad de conștiență de 37%, da? Așa. Dar Ebenius are în jur de 60 ca și conștientizare, ca parte spirituală. Deci aici este un dezechilibru grav între părți, să știi. Deci o diferență așa de mare, de o diferență de câmpuri, parcă ar face câmpuri care se resping și își împinge partea eterică și mai încolo, știi? Ca și cum sufletul s-ar lupta să urce, știi, vibrațional vorbind, și nu au reușit din cauza interferențelor. În fine, acum am verificat de unde este informația, așa, pentru că, na, poți ști de unde o auzi? Da. Ok. Deci Bun. sunt ei, avem înțepeniți până la sub braț. Da. Să le ceară contractele, Cristina. Mai stăm cu ei pe acolo, mai defilăm? Mult? Deci este, nu este prevăzut în contractul care îl vor aduce faptul că partea cealaltă este nivel cu minus. Care Deci trebuie parte? să. Asta de la ei prinsă? Da, deci știi ce trebuie să fac? Trebuie să-i determinăm să o aducă singur sau să mergem să o aducem. Deci una din două. Păi hai să Ia întâi să să. o aducă singur. Da. Deci. Pune-i piramida lui ăla. Adică zi părții Da, subliminale, da? i-a pus să te auzi, da. Așa. Ce se întâmplă? Se chicește, devine ca o pată de lumină. Cum să spun, ca ai văzut vreodată Mercur? Da. Știi cum fug Da, da, picăturile. da. Deci așa se înșiră ca esență. Se înșiră, da, și iar se adună, capătă formă umanoidă și tot așa face. Deci se este sub o formă coloidală, știi? Se spune că nu suportă energiile piramidei, știi? Păi să aducă contractul atunci, repede. Și dacă nu suportă energiile piramidei, de ce oamenii erau interferați așa? Da. Spune pentru Câte că. sunt cu piramidele, da? Da, pentru că. Își Deci putea ce scotea? au convertit energia bună a piramidei. Deci sufletul în sine, știi, era păcălit să treacă printr-o formă de asta, știi? Numai că acolo, la vârf, i-au pus niște chestii, știi? Și spune că, de fapt, și de drept pentru ei nu este de suportat, spune. Că la început, când ei domneau pământul, Terra, da, și existau ca un fum, să spunem, ca entități de fum, știi? Deci, fără esență, fără corp fizic, în planul Terei, spune că primul lucru care a fost făcut ca să se îndepărteze a fost tocmai un sistem calot piramidal asupra Terei din energie. Și spune atunci au fost nevoiți să-și retragă forțele și au plecat în 3,11 pentru că, dat fiind că aveau o energie joasă, este singurul nivel la care au putut ajunge. Apoi și-au făcut un portal de trecere cu coordonatele 696, a spus. Așa și a spus nouă la de mijloc nu se întoarce să facă 666. Ha, 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 face. Așa. Și au trecut, știi, deci cumva văd situația ca și cum ei se află pe un disc și discul se răstoarnă și ei curg, înțelegi? Și curg printr-un portal. Și se duc în partea cu minus. Dar sunt basculați printr-un tunel în 3 minus, da? Și apoi din 3 în minus se duc în 2. Actualmente esența lui este în 1,7. Deci este prins într-un gol al materiei, știi? Într-un Esența nivel, părții subliminale? da, esența, adică partea aceea, Partea aceea, da. aspectul, Da, aspect. aspectul. Acolo este prins într-un gol de materie unde ei au un fel de depozit, da? Pentru că energiile acolo sunt foarte joase, sunt păzite de o entitate mare, lățită, știi, efectiv
această calotă, acest disc, știi, care stă suspendată deasupra și care ai atârnă tentaculele, da? În momentul când o parte subliminală, știi, o tinde, ele au, practic, cum să spun, sunt atât de blocate acolo, încât sunt aproape inconștiente, știi? Ca și cum ar fi un cumul de răniți care nu se mai pot mișca singuri, știi? Și din când în când, dacă o parte subliminală are tendință să ajungă un picuț mai bine, că prea mult nu poate, acea entitate întinde tentacul, la vârful tentacului apare o gheară ascuțită, înțelegi? Îi se înfinge prin spate acea gheară în dreptul inimii energetice și generează iarăși un fel de curent electric. Efectiv, văd fotonii că aproape li se dezagregă structura acolo. Bun. Ok, Cristina, ne... Eu vreau să vorbesc cu entitatea asta. Care? Asta adăpăzește aspectele? Da, da. O să mă apropii la nivelul protejat de ea. Are un singur ochi, este ca un ciclop, da? Este gelatinoasă așa la aspect. Are o culoare mov verde, deci e o combinație dintre nuanțele astea două terestre. Nu pot să spun ce nuanță este. Spune că nuanța se numește în conștiința lor bie. Cum? Bie, bie. Bie se Asta numește. da, culoarea este bie. Așa. Și spun bună. Spune bună. Zic, aș putea să vizitez și eu nivelul tău și spune, tu te învârți în globul acela de energie, spune, nu poți cobora acolo să-i vezi. Zic, ai putea să ridici tentaculele, să văd ce ai acolo. Spune, am auzit informația, spun că ești foarte bogată, deții o panoplie întreagă de părți subliminale și le păzești cu strășnicie. Deci ești un paznic foarte bun. Deschide ochiul, așa, ochiul are ceva de jur împrejur, parcă e o coadă de păun, acum știi, adică se umplă un pic, înțelegi? Și spune, da, spune, paznic ca mine, spune, n-a mai scuipat iadul de mult. Și spun, nu este nevoie să folosim un limbaj urât. Suntem aici ca și creații, tu cu creatorii tăi, eu cu creatoarea mea și zic, practic schimbăm informații. Zic, nu ești obligată cu nimic, să-mi dai informații dacă dorești să aflu ce Câte faci tu ceva? aici, să-mi spui câte ceva de bine, dacă nu, nu. Spune că să-i spun numele meu. Și zic, numele meu tu deja l-ai citit. De ce vrea numele tău? Spune că eu sunt poreclită de Dacia cumplită. De ida cea cumplită? Da. De ce? Și spune că sunt parșivă ca entitate terestră și le fur părțile subliminale. Și acum când a citit, deși a strâns picioarele în jurul creației și nu vrea să mă lese să mă uit acolo. Și îi spun, zic, tu chiar crezi că informația care ai primit-o, zic, este așa de bună? Și zic, cine știe ce entitate fricoasă, zic, m-a poreclit așa pentru că eu ai făcut vreo trăznaie, că zic, așa mai am eu idei trăznite. Zic, în niciun caz acest lucru nu se aplică unei entități puternice ca tine. Și Și zic, vigilente și inteligente. sigur, deci asta se aplică unor mai Tăi, mocioși, amici. știu, unui grei, unui elemental care a fugit chițăind de prin vreo sesiune și a venit și ți-a spus. Și
Deci a ridicat două tentacule și se scarpină, are un fel de moț, știi, deasupra ochiului, dar ochiul nu se deschide așa ca la noi, se deschide așa, vertical, știi? Da. Și spune, să știi că s-ar putea să ai dreptate. Și spun, adică de ce eu sunt, nu știu, și eu ca partea subliminală ce faceți voi aici. Și spune că oricum, dacă nu vii tu să afli, cineva va veni și va citi informațiile de aici. Adică este conștientă că informațiile despre asta nu pot fi ascunse. Adică odată ajunse aici, știi, se ridică un colț de la un acoperământ și tot o să iasă informația afară. Și spune, uite, ridică trei unghii, înțelegi, și prin acel colțișor se face ca un con și văd efectiv ca într-o închisoare din gratii energetice, părțile subliminale. Și spun ce au făcut aceste părți subliminale de au ajuns aici. Și spune, s-au jucat cu focul. Și zic, adică au vrut putere, le-ai dat putere și le-ai înlănțuit, nu? Și spune cam așa ceva. Și zic, dar aici sunt numai părți subliminale sau sunt aspecte ale lor? Sunt părți subliminale cu totul sau sunt compoziți? Și tu îi amesteci, îi mixezi și creezi suflete complementare pe care voi le încarnați după necesitate. Și spune și asta, spune. Cu tine cum pui lucrurile cap la cap, spune nu mă pun, știi? Deci este șmecher și ea în modul de abordare, știi? Și zic, câte părți subliminale întregi ai? Zic că numai cinci am. Și zic, câți compoziți de la alte suflete ai? Micuți. Da. Compoziți înseamnă, deci, un spot foarte mic de lumină, Aspecte da? mici, da. Nu. Da, cum mai Deci, mic decât un aspect. mai mic decât un aspect. Deci sub aspecte, cum O ar, scânteie. da, sub aspecte, da, în compozit de foc, da, și spune de astea miliarde. Și spun, oamenii de pe Tera au compoziția aici, spune nu numai. Zic, de fapt și de drept, noi unde suntem? Suntem sub Terra, suntem, că zic, uite, cam pierdut coordonatele, nu știu să localizez în timp și spațiu. Și spune, știi prea bine unde ești, nu încerca să mă minți, spune. Înțelegi? Spune, tu întotdeauna îți lași ancore și știi prea bine unde ești. Dacă vrei să-ți confirm unde suntem, bine. Spuneam că am obosit și m-am plictisit să stau de vorbă cu tine. Spune, căutam o cale să-ți iau și ție un compozit, dar văd că toate sunt la locul lor și lucrează ca un foc continuu și nu-mi prezinți interes, îmi spune. Și zic că mi-am dat seama de la început de intenția ta, da? Așa. Și spune, atunci, mulțumesc și pentru atât. Spune ce este cea care te însoțește. Pentru că eu sunt cu partea subliminală aici, este sub aripi. Era, o ascunsesem ca făcusem un gen de bilă și o pusesem sub brațul stâng, știi? Și zic, uite, și ea este o parte subliminală, zic, numai că ea nu este întreagă. Și spune, de ce ai pus-o în bomboană, știi, am făcut un cilindru de energie acum și strâns la capete. Și zic, pentru că ea, să spunem că este la un fel de spital astral, da? Este internată pentru refacere, da? Și spune, da. Și spun acele entități și deschid un ecran și arăt cele trei entități înțepenite sau parțial. Da, spune proștii. Și zic, de ce le spui că sunt proști? Pentru că, în fond Sunt și la urma urmei, ajutorile da, tu ei. stai,
tu stai aici lățită, da? Zic, primești energie papa gratis, nu Da. faci prea multe lucruri decât păzești, dar ai toate aturile să-ți păzești părțile subliminale, ăia îți fac toate treburile mizerabile ție și ți-aduc cadou compozit și suflete, iar tu le faci mizerabil, da? Proști. Și, da, și spune atunci, nu, a zis și mizerabil. Da. Și spune, zice, ce știi tu, asta este diferența de grad, da? Aha. Și zic, practic, tu ce fel, ce tip de entitate, ești demoniacă, ești? Și spune, eu sunt de la început, începuturilor iadului. Și zic, pentru mine iadul ca noțiune nu există, da? Zic, știu că sunt nivele de foarte joasă vibrație care aproape te lipesc efectiv ca parte subliminală de materie, în care nu ai posibilitatea să faci prea multe. Zic, oricum de unde îți vorbesc eu, tu vezi că de fapt aici este, deci nu mai mă uit, eu nu sunt cu tine în acel nivel. Și spun, ar fi cazul să asculți un pic această parte subliminală care are să-ți comunice un mesaj, da? Și spune dacă el vrea, dar scoate-l din bomboană, spune. Zic, bomboana este de protecție, știi? Și cum sunt bomboanele de pom, știi? Că Da, așa am strânsă. făcut. Da, așa am făcut. Jos este legat energetic de mine, sus l-am legat la lumina pură. Așa. Pentru, știi de ce? Măcar chiar dacă el ca parte subliminală simte temeri sau altceva Da. și scade vibrația, învelișul de deasupra nu lasă să penetreze nimic. Da. Așa mi-a venit informația, să-i fac o bomboană, așa i-am făcut. Da. În fine. Și spun ceea ce are partea subliminală să spună, se aude și prin acest înveliș. Spun oricum. Deci tu ai depistat că portalul din care îți vorbesc eu este de fapt un gen de tunel protejat prin care eu, dacă tu o să faci o acțiune nefericită, voi retrage imediat partea subliminală împreună cu mine îmbrățișată. Oricum nu o las din mână, zic. Și spune, ai putea să mi-o dai toată și am face un schimb, spune. Pe această parte subliminală spune, eu ți-aș da trei compoziții celebri. Zic, ia să auzim a cui, știi? Deci nu i-am spus că sunt de acord, orba, da? Și spune că mi-ar da un compozit al lui Mozart. Așa? Stai să vezi ce chestie. Așa. Un compozit a lui Clyde. Auleu, acel om care a speriat America, Bonnie și Clyde. Așa, un compozit al lui Clyde îmi dă și zic un compozit al lui Kennedy, n-ai dacă tot am luat-o pe Statele Unite, spune și spune. Adică nu se umblă acolo. Zic că ăștia iau entitățile mai mari în grad ca tine, da? Și un compozit al lui Schumacher. Aoleu, pe Schumacher. Da. Deci are bucăți din compozite luate, da? Deci, la ce te așteptai, îți spune. Deci, ți-a răspuns, spune, când un om trăiește toată viața, deci la bariera dintre viață și moarte și sfidează moartea în sine, spune, credeai că o face singur? Deci îndă acești trei compoziți în valoare de 10%, da? Și noi să negociem, să-i dăm partea subliminală, da? Și voi spune așa, uite, te rog să mă scuzi, așa, dar eu nu negociez cu părțile, deci un suflet niciodată nu va negocia cu o parte subliminală pe care a venit să o ajute, da? Asta în primul rând. Și spun, ai părut tu inteligentă la început, dar până la urmă ți-ai dat peticele pe față, da? Așa, și s-a dovedit ce inteligență sclipitoare aveți voi, da?
Spun, dacă voi îngălați, că nu pot să mai exprim anumite părți subliminale și anumiți compoziți, da? Și le faceți din albe negre, zic eu n-am venit aici ca să vând pe nimeni, ci ca să recuperez. Iar partea lui subliminală spune, îi spun. Și partea subliminală spune acum și pe loc, reclam toate esențele mele pe care mi le-ai luat. Așa, și anulez contractul cu tine, entitate, spune. Iar acum înainte sunt suveran, spune pe sfera mea energetică, sunt suveran pe energia mea și nimeni nu-mi fură energia. Nu vreau să fiu în legătură cu tine, entitate. Orice contract pe care l-am făcut, spune, Este nul. este nul și îl vreau ca să-l ard eu pe loc, cu toate punctele și subpunctele lui. La care ea a pus două tentacule așa, știi, și se bate cu unghia aceea și spune almiter ce? Adică, și spune almiter, spune voi trimite energie la partea mea de acolo, Da. încât îți va sparge și îți va arunca în aer toată mustăria pe care o ai acolo, pentru că știu că pot. A rămas pentru o secundă încremenită. Asta Așa. nici nu am comunicat-o eu. Da. Deci asta a primit-o de la De la, Ebenus, da. da, de la sinele divin, care este flancat, ne flanchează undeva și ne ajută, știi? Adică ne susține energetic. Da. Și deci entitatea în sine nu se teme de partea subliminală ca partea subliminală, ci de energia ei, pentru că știe că este blocată, dar se teme de cel din spate mai mult. Înțelegi? Care a luat o postură destul de impozantă și amenințătoare. Așa că spune, bine, dar să o ștergeți urgent de aici. Așa, deci se face un gen de cilindru, de lift curvat, în care partea aceea subliminală, de fapt, este ca o proiecție, ca o, numai că este aproape 3D. Știi, a părții subliminale urcă, au urcat, te-am spus, la partea subliminală care suntem noi, cea principală, spun un fel de sită energetică de valoare mare, prin care trecând să se purifice, așa, mai are încă cordonul cu nivelul de jos, de acolo cu nivelul de sus, pentru că prin acest cordon trebuie să spună la tot compozitul, la toate părțile subliminale aflate acolo, inclusiv la cele trei personalități Care cu le care dăduse la schimb. așa, care dăduse la schimb, să transmitem toate informațiile care le știm. Deja Madame Caracatiță a închis, s-a blocat, s-a făcut ca o bilă deasupra discului, înțelegi? Deci este ceva, cum să vă spun, să nu credeți că este o bilă atâta sau un disc atâta. Este ceva imens față de noi, da? Așa, și iar noi suntem undeva un punct ca un punct lângă, de fapt totul seamănă cu un asteroid aici, pentru că ceea pe care stă este un gen de rocă ancestrală plină de găuri și mâncături, știi? De fapt, este un cumul de energie atât de groasă, atât de densă și de atât de joasă vibrații, încât atunci, în momentul când te uiți numai la ea, parcă șuieră, știi? Așa, bun. Acum am trecut dincolo de nivelul unde poate ajunge ea. Îți spunea să trimită contractul aici și spune că nu poate să bage tentacul prin până unde ajungi. Pune așa. Deci trimite ca un fel de manuscris. Este. Așa, partea subliminală îl răsfoiește și tot face așa, ca și cum ar măsura niște vectori, știi, cu palmele energetice. Ea, deci, măsoară, practic. Energia s-a conectat cu amintirea când a făcut acel contract și acum măsoară energetic. Nu vreau să mai dau amănunte Nu. că arăși cum s-a făcut contractul. Da. În orice caz, pe viața asta, cum să spun, a fost un fel de reînnoire. Deci, el oricum, așa, și eu vreau să spun că Andrei are 80% acolo jos, că am văzut. Deci, partea subliminală a lui Bucățica era îmbrățișată cu Andrei acolo. Pentru că spune că Andrei i-a spus că
au făcut un jurământ pe care l-au pecetluit cu sânge, da? Și a spus că vor fi împreună oriunde, în cel loc, în orice loc, spațiu și timp, și asta trebuie curățat. Așa și în iad acum va fi împreună. În momentul când partea subliminală și-a dat seama ce a făcut partea fizică, de fapt, știi, la îndemnul entităților, atunci a cedat aspectul. Deci așa contractul practic s-a reînnoit. El oricum exista, da? Dar era nevoie de o De reconfirmare, renoi, da, o corect. reconfirmare din partea entităților, nu cumva să ia și mai mult, știi? Da. Bun. Acum el o să anuleze și contractul cu partea subliminală a Andrei. Andrei, da. O să curețe toată karma și energiile dintre ei și o să închidă toate canalele și de comunicare și toate portalurile Deschis cu ea. deschise cu ea, da? Și arde ambele contracte acum pe loc, pentru că sunt complete și corecte. Închidem toată această scenă, așa, și suntem într-un portal tranzitoriu protejat. Așa. Cristina, acum cum vezi partea subliminală? Stai că și punem prin sită A, aspectul. aspectul. Este ca și cum ai pune miere pe o sită, știi? Da. Și se scurge mierea, știi? Încă n-a Da. trecut toată. Așa mă uit să-i se lipească structurile cum trebuie. E bine, nu se râde. Spune că este și el și ajută. Așa. Bun. Suntem în portalul ăsta protejat, avem 60% acum, da? Da. Și Ebeniu spune că trebuie să mergem în acea viață. Acolo spune să nu ne temem, să-l verific energetic că nu este o capcană, spune că trebuie să recuperăm și acel aspect. Și Ăla de la spune, mormântul lui ăla? da, lui Alu Sigmund al doilea, Sigmund da. al doilea. Așa. Spun, mergem acolo, da? Deci suntem într-o criptă, cred că este la 30 de metri sub pământ. Deasupra văd un par de distracții, practic, da? De acolo, într-o criptă, încă se află trei morminte. Este o rege, o regină și un copil. Un copil până la 7 ani, știi, sunt îngropați acolo. Deci are, cum De să cine spun acum, păzește aspectul nostru? E legat deci de cine? este într-o bulă, practic, așa, și este legat iarăși de un câmp de asta eteric în care se află părți și ADN-uri, știi? Este un fel de disc, iarăși. Deci îl văd undeva între sub Saturn. Acolo, tocmai acolo duce cordonul, da? Da, dar Chris, Așa. dintre ăștia trei cadavre care au fost acolo, adică cui a aparținut? Ce corp al cui corp a însuflețit partea subliminală a lui Sigmund II? Da. Deci, el era regele, da? Deci n-a apucat să domnească decât o lună de zile pentru că a fost asasinat de un complot mișelește, da? Deci, murind în traumă, a fost posibil, știi, să îi se atașeze o parte aici, să-i rămână legată, da? Apoi, i-au spus că dacă va păzi bine acest corp mumificat actualmente, practic, cândva se va putea reîncarna în el, din nou. Deci, de fapt, nu a fost blând deloc, a fost crescut în curtea regală, în cruzime. Deci, îl văd de la vârsta de 3-4 ani mânând sabia ca un adult și despicând oameni fără să clipească din ochi. Deci, l-au format în așa fel, regele în sine era ca și o entitate, tatăl, Da. da? Da, 6 fii, da? Până la urmă i-a făcut entitatea de pe el să se măcelărească între ei. Pe fi. Da.
Sigmund al doilea a fost parte numele bunicului, de asta este al doilea, a fost penultimul fiu care a fost ucis, deci s-au ucis între ei. Între ei. Și Sigmund la rândul lui și-au ucis alți doi frați. Deci acesta a fost, cum să spun, karma sângeroasă a unei familii, da? Și pe Sigmund l-a ucis alt frate? Da. Bartoholtihd. Da. Deci nu erau regi de importanță națională sau zonală, ci erau, cum să spun, regi locali. Cum ar fi niște boieri la noi, cam Da, așa, da, da. dar tot cu, spune, Sânge da, sau cu rang de rege. cu rang de rege, da. Și spun, dar eu știam că regii au, Sânge regii albastru. sunt reptilieni. Da. Și spune că atunci când s-a întâmplat asta, încă nu era lumea împărțită așa. Și zic, în ce iugă s-a întâmplat asta, spune la începutul iugii actuale. Și zic, bine, dar asta, chestia cu sângele regal, există cu multe iugi înainte, de la iuga a doua sau de la sfârșitul iugii întâi, știu că este așa ceva, este clasa conducătoare. Și spune vestul la fiecare început de iugă, deci se prind niște suflete mari, cum ar veni, știi? Prin intermediul corpurilor regale. Da. Și atunci spune reptilienii de care vorbești tu, spune, oricum nu pot domni în corp fizic pentru că sunt legați de un corp fizic, da? Ei nu pot veni să trăiască ca ființă fizică aici pe Terra pentru că au un gen de interdicție față de planul. Și atunci ei trebuie să se lege de părți subliminale, da? Da. Și spun, dar acele schimbări de, și, de corp, de aspect, și spune... A, în corpul fizic, ce vedem noi, Da, că da, da, scriu, că... da. Nu, că își schimbă ochii și au că își schimbă pupilă. ochii și... Este momentul de posesie, practic. Aha, Așa, este momentul de posesie. Și zic, atunci acele corpuri pe care ei le folosesc din casele regale sunt niște corpuri școală, corpuri zombi, nu-i așa? Și spune, da. Zic, de care partea subliminală a fost alungată până la abandon total, nu? Și spune, da, unde s-a putut, da, unde s-a putut, nu? Spune, oricum, ei au o colecție, o panoplie de corpuri pe care și le pot accesa. Accesa și lua. Și spune... Atâta timp cât părțile subliminale, știi, nu sunt toate conștiente și nu sunt conștiente că ele citesc corpul care nu le aparțin și se lasă clona și în toate felul, întotdeauna vor exista corpuri, știi, pentru ei. Și spun atunci, deci la fiecare început de iugă, de eră terestră, da? Așa, deci se lasă o marjă de libertate a familiilor regale inițiale, nu? Adică sunt aduse spirite luminate, să spunem așa, din alte universuri care vor să facă o iuga păcii, nu-i așa? Și spune, da, și zic, apoi găsiți un mod oarecare prin care voi secționați, împărțiți în aspecte această parte și o înlănțuiți iarăși pe veci. Și spune altfel, cum am prinde aceste suflete bătrâne mari, spune. Și zic, deci, practic, partea subliminală al solicitantului nostru, deci, practic, Ebenius, da, ca ființă astrală, zic, este un suflet foarte bătrân. Și spune, da, este din rasa diriguitorilor. Adică, este dintr-o rasă străveche care de fiecare dată când era o nouă iugă erau trimiși, cum să spun, să învețe părțile subliminale aflate în corpuri arhaice, știi, cum se fac anumite comunități, cum se pot alia spre binele lor și așa mai departe, știi? Și Ebenius împreună cu
alte 11 păr subliminale, deci Ebenius și cu 12 per total. Da. Așa și cu sufletul ancestral. Deci este un suflet întreg ăsta, ca un suprasuflet are Da. valoarea, ca sim se numește. Da. Așa. Deci au venit ca un cumul, da? Mhm. Undeva în acțiunile lui Ebenius s-a strecurat o greșeală, da? Da. Este cu o încarnare înainte de Sigmund al II-lea, da? Când el a fost femeie, da? Da. Adică a fost tot un fel de prințes care a avut un amant din joasă speță. Bine că entitățile au trimis cadoul ăsta, da? Da. Amestecându-se și iubind acel Bărbat. grăjdar, da? Da. De ce era prințesele, era grăjdar, da? Se întâlnea cu el, avea relații intime, în fine. Deci ea, prin acorduri verbale, a cedat un 15% din partea ei subliminală în acea viață. Știi? Prin legăturile de iubire. Da. Deci au transmis, cum să spun, precedentul spre a-și ceda de bunăvoie și nesilită de nimeni. Apoi, când a ieșit partea aceea, 15% era deja, ea a încercat să-și ia înapoi și a făcut niște contracte nefericite. E, în viața următoare a fost Sigmund, da? Al doilea, după viața de Sigmund, bineînțeles, fiind în ce mai slăbit, deci după viața de Sigmund, l-au băgat la matrițare și în matrici Da. informaționale. Deja l-au zăpăcit. Primul lucru pe care l-au făcut un pic, scuze, mai spun și asta și mă opresc. Primul pe care l-au făcut în etapa imediat următoare, în viața următoare, a fost să-l împartă în 9 aspecte. Gata, atât. Scuze. Păi și cum a ajuns? Deci noi mai avem de recuperat 40%, da? Da, Avem 60. practic, da. Da, pentru că, deci, cu cât este mai mare aspectul care este țintuit lângă o ființă, în un corp care este mumificat, Da. înțelegi? Nu? Pentru că aici unde suntem, în această criptă, nu există aer, practic. Da. Înțelegi? Deci este un vid. Și asta a făcut ca aceste corpuri să fie mumificate. Adică Da. corpul lui este în stare perfect, ca și cum doarme, înțelegi? Așa. Așa că primul lucru pe care îl face partea subliminală care este cu mine Da. este să transmită părții subliminale spectrului lui, că atâta timp cât nu se va demumifica acel corp, Corp. el nu va putea veni în brațele părții principale să Da. se unească. Și atunci partea subliminală cealaltă și cu bucățica de spirit din Ebenius, deci sunt silită să facă un fel de breșă, înțelegi, până la suprafața pământului. Un fel de gaură fac în Da. pământ, ca precum cârtița, da? Pentru că a intrat Ca prin să gaura intre aer. da, Sau de ce un fa? suc, da, deja și deci uite, s-au înnegrit ei. Și s-au înnegrit și știi cum? Este ca și cum ar fi fost făcuți dintr-o cenușă, da? Deci, efectiv, partea de sus, cât era de arăta de bine, perfect, ziceai că doarme, s-a prăbușit, s-a făcut bucățele mărunte, mărunte, mărunte. Și spun acum adună tot ADN-ul din aceste rămășițe și dizolvă absolut-o cu puterea pe care o ai. Pentru că și transmite informația acestora și celorlalte două părți subliminale care dorm aici de veacuri, al fostei tale soții și al micuțului. Spun, în viața actuală tu regăsești pe undeva aceste ființe, le ai în viața actuală și spune soția mea de acolo este Andreea. Și zic, deci, practic, Andreea are foarte puțin din un aspect, un compozit mic aici. Și Da. spune, da, are numai 3%. Că 80% era acolo Da, la și restul ăla, este în corp, da. la caracatiță și restul în corp. Da. Deci copilul.
Se Copilul, regăsește? da, copilul este și el unul dintre acele suflete De care, acolo? da, care De la au. Caracatiță? Da. Ok. Cristina a distrus mumia? Copilul se numește Gusman în viața actuală. Deci este undeva prin Norvegia, restul. Îi transmitem și lui Informații. informația acolo unde este un bărbat roșcat și este și homosexual. În fine, Fu. citeam Și pe de-a. Andrei, da? Da, oricum i-a trimis Da, deja. da. Așa. Și închidem portalul ăsta și Da. ieșim. Chiar era atmosfera apăsătoare. Deci, ies cu, dacă ai ști ce fel, deci este partea subliminală care este cu mine, da, cu o siluetă de umanoid și te ia prinsă, dar în toate ceacrele, știi, dar cu distanța ta între structuri, știi, partea cealaltă. Te spun așa, fără iarăși o sită, prin Da. care eu-ul tău intră în el însuși, Da. așa. Ies niște gângănii Carcalaci? electronice, da, carcalaci electronici. Da. Nu, sunt mult mai mici, sunt ca niște puricei electronici, știi, ies afară, da. Bun. S-a curățat, acum este strălucitor. Ebenius și-a pupat și el bucățica de pază de acolo. Săracul anulește, se negrise cumva. Da. Acum așa și-l corcolește și-l luminează și atât se bucură că și-a căpătat Recuperat. bani. Ebenius face toți banii. Da, Știi, Ebenius anul de da. a făcut Ebenius aici a treaba. spus din toate, da. Da. Adică ne-a ajutat. Și spune, în momentul când o esență este în concordanță cu structurile ei în ea însăși și are urechi să-și audă sinele divin, oricât ar fi de interferat, spune, portiță de salvare există. Bun. Acum ne-a dus tu acolo. Ok. La trei al meu sunteți aici și acum. Trei! Vreau să spun că rasa lor inițială, deci vine din Lira. Vin. Da. Deci sunt lirieni. Da. Planeta lor se numește Fale. Phale. S. Da. Fales. Da. Nu se aude. Fale, așa spune el. Da. Deci sunt falieni. Phalieni, da? Este una dintre rasele, cum am spus. Cum să spun, de fapt, ei își spun lirieni, da? Da. Practic sunt din constelația Lira, numai că așa cum suntem noi din galaxia Calea Lactee Da. și suntem pământeni, Galacteen, ni da, se... Calea Luminii spune, deci eu n-am găsit informația asta de Da. mult într-o așa, pentru că Calea Lactee, cum să spun, este un titlu pus dintr-o legendă care arată că întotdeauna va fi energie de mulți. Deci nu este un nume benefic pe care Nu. noi trebuie să-l folosim, ci calea luminii trebuia să Și fie. calea luminii, Cristina, trebuia să fie numele corect, dar practic în această galaxie este această parte de galaxie care este prinsă în Matrix. Este Ironie, prin. ca o ironie a sorții, da? Zic. Da. Eleonora, tu nu ești Matrix. Tu, dacă ridici ochii deasupra ta, deasupra ta nu este Matrix. Cum deasupra mea nu este Matrix și cu deasupra niciunei dintre părțile subliminale care suntem treziți și Bine, da, deci am știu. încasă, nu mai există. Deci Matrix-ul există dacă tu vrei să existe, Da, da? am înțeles, dar sunt foarte multe părți subliminale, oameni în oameni, pe Terra, care practic sunt în Matrix, da, marea majoritate. Puține părți subliminale, mulți oameni, Eleonora. Da, știu. Dar și din părțile alea subliminale sunt foarte puține care caută adevărul, care caută informații. Eu aș spune așa, sunt foarte mulți care caută informația, da? Dar cea cu care sunt ele în legătură e blochează, da? Da. Bun. Zic, da, A. ok.
Așa. Acum avem partea subliminală strălucitoare, impunătoare, da? Arată ca un bătrân tânăr auriu. Este foarte frumos. Așa și chiar are ochii ca niște ochi de păun de aur. Are ochii foarte luminoși. Cris, cum a plecat? De ce a plecat de acolo? Deci am explicat de ce a plecat. Deci când se încep lumi noi epoci. A, așa, că Da. au venit ca... Da. Deci ei învață, cum să spun, nu rândurile sociale, ci faptul de a acumula mai multe, un cumul de energie de la mai multe părți subliminale care creează ceva pozitiv, știi? Da. Deci învață părțile subliminale care se găsesc la Da. început de iugă. Deci, ca adevărați, ăștia sunt adevărații ghizi spirituali, dacă este să o luăm așa, da? Da. Nu entitățile la care vin prin portal și transmit din zeta reticule și sanada și tot neamul lor și cu mani și nu știu cum și anulez și încep și stau, iubiților, știi? Da. Deci această rasă a diriguitorilor ar fi un fel de rasă civilizatoare, da? A părților subliminale pe care le Da. găsesc la un început de iugă nouă. Da, din punct de În rase vedere, arhaici, de da, oameni. da. Ok. Și a plecat, a plecat. A plecat de ce? Ca au răspuns unei chemări? Este că am găsit o conexiune. Deci, da, au fost trimiși cu o misiune în iuga asta, la începutul zorii Da. acestei. Deci, cum am spus eu, că îl cheamă pe sufletul cât supra-sufletul. Cu mani, nu? Da. Așa. Am găsit o similitudine cu Comanș. Știi ce este Comanș, nu? Nu. Este un trib al indienilor din Americile Latine, de acolo, din America, știi? Comanșii sunt unii dintre cei mai civilizați indieni, da? Și mi-a spus că da, au avut legătură cu deci Tribul. aspecte ale lui au fost încastrate în înțelepții triburilor. Deci în afara, fără să fie interferat, știi? Da. Apoi spune că și el a pățit-o, știi? Da. L-am întrebat, am fost și eu curioasă, știi, imediat așa, știi, mi s-au aprins beculețele, adică, Da. bun, mulțumim, îi spune Crist. să aibă grijă să își scoată și el aspectele de pe unde sunt, acum că a primit informația că și el este bucățit și toți ceilalți 11, cu excepția lui Ebenius, da? Da. Și acum închidem portal și ne aduci tu acolo. La trei al meu sunteți aici și acum. Trei! Da. Bun, pentru că suntem aici, deci el ca și cum ar striga în urmă, ne spune că anulează orice conotație negativă a unei karme mincinoase și artificial făurite, da? Spune că conștientizează rolul pentru care a venit aici. Așa, și va fi un deschizător de drumuri, da? Că sparge toate matricele și le dizolvă și toate matricele informaționale de pe orice linie temporală. De fapt, el în mintea lui, deci ei au, dat fiindcă este acest tip de ființă de proiecții, au un alt mod de a desfința linia temporală. Deci o comprimă, ca și cum ai strânge o armonică, De la un înțelegi? capăt, Și o de la faci cele și să... două capete și o Deci, faci pastile. noi practic avem aici ca un portal, ca un... Cum să spun, știi, când intri în laboratoarele acelea și treci printr-o chestie de... Ca, știi, ca să nu Tub iei din microbi, ăla, da? da. Așa, pe de o parte este momentul când a plecat, când te uiți pe Da, din ocean, la stânga, pe aici suntem în această viață, da? Deci are un alt stil pentru că este alt tip de ființă, nu? Da. Așa. Bun. A făcut lucrul ăsta și spune acum voi anula tot ceea ce este pe viața asta, spune, ar și anulez toate programele negative din corpul mental, ar și anulez
toate emoțiile de joasă vibrație, precum structurile lor înrădăcinate, spune în corpul meu emoțional. Spun ca un fir roșu păstrez vie esența, identificarea esenței mele în memoria lui, așa, și arde toate legăturile karmatice cu toate persoanele nebenefice de pe Această viață. Această viață și întreb o esență așa de mare în cap, într-un corp așa de mic și spune esența se poate întinde cât cerul sau se poate strânge într-un bob. Da. Și tot esența este, spune. Spune spațiu și timpul sunt ceva relative în lumea în care ne înconjoară. De fapt, nu există nici spațiu, nici timp, spune. Există numai noi concentrate ca și conștiințe. Pentru că noi suntem ceea ce creează spațiul și Da. timpul, spune. Prin gândurile noastre, zic, astea sunt structuri energetice, iar structurile energetice care primesc energii de mai multe locuri, spune, devin materiale. Asta este diferența, spune, dintre esența eterică și materia în sine. Bun. Și zic că mai este ceva, scuze. Da. Trebuie să scoată din structuri și din corpul eteric orice amprentă energetică a vreunei substanțe toxice, Da. a alcoolului și a tot ce a mai consumat, da? Se curețe și spune data viitoare când Ebenius vorbește acum, când ai face experiențe de genul ăsta, sufletul spune, Da. știi? Așa spune că am să-l las singur. Aha, la menință. Da, păi, deci cred Păi cât că te-a tras Ebenius, da? da. Și spune, trebuie să aibă conștiența acest copil, practic, Da. terestru, trebuie să aibă conștiența propriei valori și să-și asume răspunderea că a venit aici cu un scop, da? Da. Că scopul în sine, deci timpul a trecut practic în viața lui terestră, așa, dar niciodată nu este prea târziu ca să strângi oameni și să le vorbești despre lucrurile care îi pot trezi. Deci ar putea face această activitate. Da. Da, într-un fel sau altul. Cristina, de ce n-a putut să învețe matematică? Chiar am o curiozitate eu. În schimb, lucrează în IT? Pentru că a avut blocaje. Tu îți Da? dai seama ce creier are. Da. Deci universul în sine este matematică pură, da? El este un om cu structură bine stabilită în univers. Ei ca rasă, da? Da. Îți dai seama dacă nu i-ar fi blocat acel aspect, cum să spun, ar fi avut succes prin partea asta, da? Da. Deci, cum să spun, strălucea. Da. Strălucea în orice domeniu de activitate. Ar fi început în orice viață, știi, unde a fost interferat. I-a fost blocat ceva. Uite, deci el, în ciuda entităților, tot lucrează în IT, da? Da. Chiar dacă n-a făcut studii. Da. Pentru că soarele nu-l poți pune sub oborog. El strălucește. Și cu butoi în cap strălucește. Trec razele prin fantele din care sunt făcute alea, știi, din butoi. Și Da. tot strălucește, așa și el. Doagele. Doagele, dacă mă învățam. Doagele sunt. Găsesc altele, știi, așa, dar pe asta nu. Da. Așa, da. Așa, deci asta era motivul. Da, practic, de fapt, cu cât era? Cu 40% din PS, da? Da. Aici, și alea prinse pe unde prinse, celelalte părți, aspecte. Deci el dă seama că de mic a perceput entitățile din Da, jurul. da. Vedea entitățile și altora sau entitățile locurilor în care era, știi, partea subliminală spune părții terestre că ar fi bine să se mute de acolo, Din din garsoniera aia? garsonieră, pentru că este impregnată de energii negative. Deci este efectiv ca o mâzgă de energii negative
Acum o să facă înăuntru o bilă, știi, luminoasă și Da. o să o conecteze în partea de sus. Asta nu, deci, cum să spun, este ca un loc capcană, știi? Da, Dar da. nu este numai pentru că au locuit ei doi acolo și au impregnat-o din energie. Știi? Deci ar fi un egoist să faci așa ceva, să impregnezi o casă și apoi o lași așa și tu pleci, știi? Și o lași fixat acolo tot fel de entități, tot felul de demoni. Deci avea dinainte, a fost un loc capcană în Am înțeles. care au fost atrași, știi? Și datoria lui este să curețe atât cât poate trăi, dar îi repetă partea subliminală să plece de acolo. Pentru că ceea cu ce vine în contact prin karma locului respectiv nu este benefic. Și să mai pună și accentul să bată monedă pe iertare, pentru că punțile între mama și fiul nu sunt închise niciodată. Da. Deci mama l-a iubit și Și ca drept l-a, dovadă, uite-te, acum mama. l-a Mama îl protejat. salvează, da? Da. De Ca fapt, orice mamă. nimeni nu se salvează numai fiecare pe sine. Da. Da, asta este. Ok. Hai să curețe. Nu, pe să meargă pe canalul abundenței benefice, da? Da, spune. Ebenius Alteus Cine altă? Decimis Norimax. Ăștia sunt din grupul lor. Vezi ce nume au? Da. Vezi că sună anume la tine, parcă, Da, nu? asta mă gândeam și eu. Da. Bun. Așa. Restul deja s-a pierdut informația că am vorbit. Da. Așa. Bun. A curățat cât a putut, știi, a împins și a creat spațiul lui vital, știi? Da. Așa, deci nu este benefic, așa să i-a spus, și să se întărească, să se uite înăuntru lui și să nu se mai lese pradă ideilor altora, da? Pentru că trebuie să-și regăsească drumul. Deci să asculte de vocea de Ebenius. Da. Da? Da. Ok, a curățat garsoniera? Da. A curățat. Să-și Cristina, curețe și mama. da, și mama să-și curețe Partea subliminală. locația, partea subliminală a mamei. Mama este mai luminoasă în partea stângă decât în partea dreaptă. Este luminoasă per total, dar are o lumină mare în partea stângă. Acum știi cum? Ca un foc viu îl văd. Dar știi, adică, nu știu, cred că simte multă iubire, multă Da. durere, multă, Da. este accentuată. Da? Gata. Acum noi. Da, acum și noi. Ei să meargă, nu? Să alunece în corpul fizic. Da. Gata. Ok, Cristina, te pregătești să intri. Da. Încep să dormi. Ce este? Reziduri. Ok. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. 5. Deschide ochii, Cristina. Opresc în